salut, prieten pescar. Poate unii ați recunoscut locația unde filmăm azi emisiune. Suntem pe pescăria lui Micuțu. Am revenit aici să vedem cum a evoluat în timp balta, administrația, fauna piscicolă. Urmărim cu atenție bălțile unde se practică pescuitul sportiv, unde putem să facem diferite testări și să vedem cum reacționează peștii la diferite năzi, momeli, cum evoluează în timp, cum depășesc limitele ca să ocolească cârligul și încercăm noi tot timpul să îi păcălim. Pe parcursul partidei, în prim plan o să vă prezint noile lansete feeder din gama Benzar, care e denumită Universal, special conceput pentru bălțile comerciale, bălțile catch and release. O să vă prezint și noutățile mulinete din gama Benzar, dar în același timp vreau să vă arăt un pescuit, așa aș zice, aș numi eu un pescuit hibrid, o combinație între pescuit la metod și feeder cu vierm, cu laț, nadă și puțină pelete. Prima dată vă prezint lansetele, ce o să folosesc ziua de azi. Universal feeder, lungime 3,60, pe asta o să folosesc la o distanță de 60 de metri, echipată cu mulineta Benzar Method Feeder, mărimea 6500, fir Benzar Feeder de diametru 0,25. Am nevoie de 25, că peștii sunt mari, răi, foarte bun luptător. Și o să abordez și un alt vad, o să nădesc în două locuri, o să vedeți pe parcursul partidei. Și varianta scurtă, Universal Feeder 3,30, o să folosesc la vadul de aproape, undeva 35-34 de metri, echipată cu mulineta Match Feeder, tot din gama Benzar, raport de recuperare 5:1, 6+1 rulmenț, frână micrometrică, fir tot 0,25 green de metode în gama Benzar, coșulețele inline o să vă prezint pe parcurs. Ce trebuie să știți, lansetele sunt urmașii lansetei Orond, are un blank acum mai subțirel, echipat cu inele mai mari și am produs din carbon IME 12. Deci asta conferă o elasticitate, dar în același timp și o rigiditate ca să pot să lansez mai la distanță. Mai prezint aici nou limit feeder-ul, acum 360, dar pe post de băț de nădit. Spot de feeder aș numi acum, că n-am nevoie, că pescuiesc aproape și nu sunt pește așa de mari, până la 20 de kg de scurs și cu Universal feeder-ul. Pe partida de azi o să folosesc o pungă de XL Method Scopex. Am nevoie de foarte puțină nadă. Pe bălțile respective, cum am zis, unde se practică catch and release, din ce în ce mai mult trebuie să fac trucuri, să încerc să păcălesc peștii. O să alternez viermi cu laț, dar important e la început că trebuie să nădesc cu ceva praf și să fie și peleți, ceva consistent în el, să atrag pe vad peștii, după aia întrețin cu vierme colat și foarte puțină nadă, care folosesc pe post de dop ca să nu iasă din coșuleți viermele colat când coboară în coloana apei în 3 metri adâncime. Cum am zis, folosesc puțină nadă și puține pelete, cam jumătatea, dar de diametru 4,5 black halibut. E important să aibă mărimea asta, că o să vedeți că nu o să fac un vierme culat clasic, o să vedeți că combin cu peleții. Cantitatea de vierme, undeva un kilogram de vierme, o să folosesc pe ziua de azi. Haideți să vedeți cum prepar eu. Nada deja o știți că e foarte ușor, dar e foarte important să fiți puțin atenți cum o să facă colarea viermii. Am terminat cu nada, haideți să vedem cum procedez cu viermii, că pescuitul ăsta, cum am numit pescuitul hibrid, cam necesită
mai ales la colarea viermii, puțină atenție. Cum ați văzut, viermii mei sunt curățați de praf, de orice mizerie, trecuți prin sită. Am lăsat jumătatea din peleții Black Halibut 4 mm jumate și o să amestec cu vierme, prima dată în stare uscată, și după ce am amestecat o să pun peste ei colant de vierme. Colantul ăsta e făcut din derivate de porumb, e dulce, îi place la trap. Nu prea sunt eu fan de goma arabica, așa că mai mult folosesc ceva natural, ceva dulce. Lasă intră în pielea viermilor, să intră în peleți. Și noutate ce o să vedeți, o să combin cu aromă de scopex. Cam un sfert am pus peste ei. Singura problemă că dacă faceți așa, trebuie să folosiți mai mult colant decât la metoda clasică. Dar totuși trebuie să facă diferența ceva. Am pus, cum ați văzut, foarte puțină apă cu vârful degetelor. Trebuie să așteptați vreo 10 minute. Foarte mare grijă cu cantitatea de apă, cum ați văzut, am pus foarte puțină, mai ales că trebuie să calculați și când e cald, începe să transpiră și viermi și atunci trebuie să mai puneți colant. Nu trebuie să exagerați cu cantitatea colantului de obicei, dar acum chiar și eu folosesc două cutii. Oricum nu o să se coleze cum se colează când pescuiesc la mreană sau la scobar, dar nici nu trebuie. Important e că până strâng eu și introduc în coșuleț și mai pun și un capac de nadă, asta coboară jos și imediat începe să lucreze, trebuie să iasă viermii din coșuleț. Scot două porții de nadă ca să am pe parcursul partidei, îmi ajunge suficient că, cum am zis, o să folosesc numai ca să pun capac la viermi colați și restul o să nădesc. Un singur vad o să fac pe nădirea grea, o să fac totul, o să concentrez pe vadul scurt la 35 de metri, încep pescuitul la 60 de metri, dar fără să nădesc, că imediat după ce am dat multă nadă, se sperie peștii, o să iasă în larg, încerc să păcălesc câteva pe acolo și numai prin pescuit, așa o să clădesc vadul și cam după o oră o să revin pe vadul unde am dat nădirea grea, unde am pus un morman de nadă și probabilitatea mare că deja peștii se rănesc acolo intens și o să reușim și să prindem. Avem și primul client, bine că a trecut aproape o oră, am venit pe vadul scurt unde am făcut nădirea grea. Cum am zis, Universal feeder-ul are un blank mai subțire, cum a avut Orandu. Am făcut și din carbon de IM12, blank-ul a devenit mai parabolic, puterea de lansare până la 120 de grame, cum se mișcă frumos, uite ce frumos lucrează lanseta.
clipă de neatenție era să-mi ia lanseta de pe suport. Târziu am observat că trage, sincer să fiu. Tot timpul când găsește viermele, nu stă, nu ezită imediat. Pur și simplu răpește. Am reglat frâna la limită, că nu poate să rupă. Uite. Puțin e incomod când ai un cap de mincioc mai adânc la degorjare, dar are un avantaj mare că nu poate să sară afară din mincioc. Prima dată am văzut că pur și simplu s-a slăbit firul, deci înseamnă când vine, el lovește coșulețul, scutură, să iasă viermii. După ce a găsit cârligul cu mămeală, din când în când folosesc și forface de 10 cm, de data asta pescuiesc cu 20. Dar când, cu cât folosesc mai scurt, cu atâta devin mai bănuitor. De multe ori, cum a luat o meală în gură, începe să alerge și scap foarte mult pește. Am vorbit puțin despre capul de mincioc de la Carp Expert, seria Pro. E cu ramă de aluminiu, dar materialul e foarte important că are ochiuri mici și e cauciucată. Cum vedeți, are și adâncime, mai ales are avantaj când prindeți tenul, că el are tendința tot timpul să sară afară. Cu asta reușiți să-l scoateți, nu poate să sară așa de ușor. Dacă am vorbit despre cap de mincioc, să vorbim puțin și despre coadă. Metod Carp Handle, de fapt coadă de mincioc la 4 metri. Se fabrică în două lungimi și de 3 metri se produce. E special conceput pentru pește mare. E ușoară, dar în același timp, cum vedeți, e foarte subțire și rezistentă. Eu personal prefer pe o lungime de 4 metri, că din 4 metri pot să fac 3 metri oricând, dar la concursul e mai indicat de 4 metri. În ultima clipă am reușit să prind cotorul lansetei. Tot mă uitam că vine o furtună și văd că este acalmie, dar asta adevărul că m-a fentat. S-a anunțat azi ceva cod portocaliu, dar cum arată, cred că o să pice portocale, o să cadă. Ajutor mare este markerul de fir. De obicei, pe bărțile unde pescuiesc la pește mai mare și eclipsat, e bine să fie firul marcat. După lansare, vedeți că e semnul pe fir. Când peștele e mai mare și trebuie să declipsez, atunci nu trebuie să ies tot timpul să remosor distanța, așa știu că de acolo am declipsat firul. Sunt cazuri când pescuiesc și mai aproape, atunci folosesc clipsul numai la lansare, am firul marcat și declipsesc ca să nu-mi rupe firul din trăsătură.
o dată era să se ducă la setă. Deci o clipă de neatenție poate să urmeze baia. Până acum am reușit să scap, dar ori de sus primesc ceva, ori trebuie să intru la apas. E foarte nașpa ce văd acolo. Slabe speranțe să scap, dar suntem pescari. Asta e prima trăsătură care a fost mai timidă. Majoritatea cazurilor lua bățul de pe suport. Totuși mă uit dreapta-stânga că deja așa s-a întunecat, parcă e după masă. Asta e primul prește care m-a forțat să scot din clips. De obicei pe mine nu mă vedeți cu lanseta deasupra apei când stau în drill, dar aici nu sunt agățături la margine, nu sunt praguri cu scoici. De obicei stau cu vârful lansetei în sus, așa m-am obișnuit, dar așa pot să evit să se agață undeva peștele, să-l pierd. Plus de asta văd tot timpul direcția firului, cam unde merge. Vai, ce vreme urâtă! În primul rând, protejez viermii colați. E cel mai important, că dacă plouă pe el, imediat se desface și nu pot să pescuiesc cu el. Aștept să treacă vremea și mă apuc din nou de pescuit. Dacă tot am vorbit de bețe și mulinete, să vă prezint și montura. Montura e foarte simplă, un coșuleț plastic cu ochiuri mari inline, cum se numește, eu îl numesc metod hibrid, quick change și un forfac maxim 20 de centimetri, care pun eu de obicei pe monofilament, că e mai rigid. Lungimea forfacului e, depinde de situații, eu folosesc forfac scurt în jur de 5-6 cm, dacă pun ceva momeală pop-up, plutitor lângă vier, mai ales când încerc să păcălesc amuric, tenic, dar în cazuri normale folosesc o lungime de 20 de cm, atunci am observat că are timp peștele suficient să ia bine în gură și să agață cârligul bine în gura peștelui. Altfel s-ar putea că cu forfacul scurt să avem trăsături rapide, dar să și ratăm multe trăsături și să scăpăm peștele din mers. Ce mai fac? Folosesc forfac foarte gros, comparativ cu celelalte tehnici. Folosesc din gama Benza Fader Mono 0.20 sau 0.22, are un strat protector de teflon și îl face mai rigid, așa că nu am probleme când lansez să se agațe în coșuleț forfacul, coboară frumos lângă coșulețul inline și
Probabil că fără să fac vreun not sau să se încălcească firul, o să am trăsături mai repede. O trăsătură frumoasă. Incredibil, cum am lansat, nici nu s-a așezat firul, deja zburat bățul. Noroc că sunt foarte vigilent, că altfel era o problemă. Probabil ăsta e ultimul drill pe ziua de azi. Urmează să vă prezint capturile. Nu uitați să încercați viermi colați cu pelete și puțină nadă. Mare atenție, am zis că trebuie să umblați foarte vigilent cu folosirea lipiciului, colantului de vierme, nu trebuie exagerat. Când credeți că deja s-a lipit bine, ăla nu mai e bun, să știți că în coșuleț când faceți presiune asupra, uite, ai un crab comun frumos. Deci când presați viermiculați în coșuleț, se lipesc prea tare și o să iasă foarte târziu și s-ar putea să aveți trăsături numai dacă, ai ce frumos, numai dacă stați pe așteptare, cum am zis la început, vreo 12-15 minute, după ce se activează peștii, 5-5 minute trebuie făcut un refresh, adică să încărcați, să relansați tot timpul. Ideea e să aveți continuitate, că altfel peștii sunt de talie mare și repede mănâncă tot ce introduceți în apă și rămâneți cu adul descoperit, gol. Uite ce solzos frumos!